Ziua tuturor, sunt Arotela. Sunt aici cu o citire pentru cei născuți în zodia săgetătorului, sau mai exact care aveți soare, lună, Venus, ori ascendent în zodia săgetătorului. Etalare pentru februarie 2019. Am amestecat cărțile, dar mai amestec încă un pic în fața voastră, ca să vedeți că se pot citi cărțile și în direct, nu doar cu ceva timp înainte. În fine, haideți să și tăiem. Săgetător, februarie 2019. Și acum să vedem ce cărți aveți. Lună. Wow! Asul de cupe. Mercur. 10 de băte. Marte. 7 de cupe. Sau casa 10-a, sau cum vă comportați. De ce vă e frică? De judecată? Ce vă doriți? 6 de monede. Și finalul pentru... cred că peștii au avut în aceeași poziție. S-ar putea poate unii dintre voi să relaționați cu cineva născut în zodia peștilor. Au avut diavolul în aceeași poziție. Da, ca și aud că... Partenerul, partenera? 9 de săbii. La ce se gândesc? La cavalerul de monede. Cum acționează? 8 de săbii. De ce le este frică? De 5 de monede. Ce își doresc? 6 de spade de săbii. Și într-un final, 5 de cupe. N-au cărți prea bune. N-au cărți prea bune. Săgetător. În comun ce aveți? Justiția. Cred că pentru unii dintre voi aveți de-a face într-adevăr cu justiția. În relație cu această persoană, am senzația că e o relație care nu v-a adus prea multe bucurii, poate chiar e o căsătorie, da? Care a devenit mai mult un chin decât o căsătorie. Pentru unii dintre voi, această justiție reprezintă un tribunal, un caz în tribunal. Pentru unii dintre voi. După cum vedeți, aveți un 4 de cupe, adică o energie destul de tristă. Vă gândiți la un trecut în care ați fost înșelat sau ați înșelat pe cineva. Să nu luăm de bună că doar un singur caz poate să înșele. Oricum, după cum vedeți, persoana are o oportunitate, dar nu prea se poate concentra la prezent, nici la viitor, pentru că se gândește la trecut. Foarte prinsă. Este o legătură cu cineva care a vrut să vă controleze viața. Poate să fie un berbec, dar nu e obligatoriu, sau cineva născut în zodia Taurului, nu e obligatoriu. Oricum avem axa berbec balanță, după cum vedeți, casa persoanei voastre fizice și a relațiilor cu cei apropiați, cu cei dragi, casa 7-a. Probabil că ați fost afectat fizic de această relație nedreaptă. Nedreaptă. Am zis și cu alte ocazii, nu apare justiția oricând și întâmplător, da? A fost o persoană, poate o persoană născută în semn de apă, da? Rac, pești sau scorpion, cu care ați avut o relație profundă, dar, sau poate e altă persoană, da? Dar cineva a vrut să controleze viața celuilalt mai mult și s-a ajuns, uite așa, la o despărțire. Simt că e vorba de o despărțire. Așa simt, cărțile arată în direcția asta. Și par destul de clare. Chiar nu simt nevoia să clarific ceva pentru că totul se leagă, o să vedeți. În sufletul vostru, cum am spus, este posibil, dar pe lângă persoana de care vă despărțiți, da, cu care intrați în tribunal sau sunteți deja într-un caz, da, care suferă evident în acest moment, pe lângă această persoană, este posibil, nu e obligatoriu pentru toată lumea, dar e posibil unii dintre voi săgetători să mai aveți pe cineva,
În planul 2 sau undeva într-o zonă a vieții voastre care încă nu e chiar în prim plan. Să zic, o persoană foarte emoțională cu care aveți o legătură foarte profundă și care vă face foarte fericiți. Nu e obligatoriu să fie aceasta. Nu cred că e aceasta. Cred că e altă persoană. Spun asta pentru că în suflet ce aveți astfel de cupe. Acesta reprezintă un nou început, o nouă dragoste. După cum arată cărțile, cred că în sufletul vostru, da, este o altă persoană pe care o priviți ca pe un nou început, o nouă șansă la fericire. Sau undeva în suflet vă doriți să gândiți pozitiv, pentru că evident treceți printr-o perioadă destul de neplăcută și voi și persoana care v-a apărut în etalare și v-ați dori o nouă dragoste, o dragoste total diferită de cea pe care ați experimentat-o până acum, da? Diferită de căsătoria prin care ați trecut sau treceți, da? O dragoste adevărată. Acesta e Sfântul Graal. Ia uitați, este un porumbel care parcă pune ceva în cupă. Da, este semnul crucii, poate împărtășania, poate unii dintre voi, pentru că sunteți un semn spiritual, vă gândiți la o dragoste divină, vă gândiți că undeva sunteți protejați și faptul că vă despărțiți sau că vă separați, este cam clar cu justiția, da? Vă separați, este o dovadă că Dumnezeu vă iubește. Asta în cazul în care, într-adevăr, nu vă mai gândiți la altcineva care are aceste calități. În mintea voastră, 10 de băte. 10 de băte, după cum vedeți, e un om care muncește, are pasiune, are responsabilități și asumă responsabilitățile cu mare grijă, depune mult efort să le facă pe toate, dar e extrem de obosit, este extenuat. Adesea această carte reprezintă un mariaj sau o relație care a devenit un chin pentru voi. Vă gândiți la acest lucru și vă gândiți că e cazul să mai renunțați la aceste responsabilități și eventual să renunțați la toate, da, în cazul în care vă despărțiți. Martele vostru sau cum vă purtați în această relație cu acest om, această persoană, femeie, ce-o fi, care v-a apărut în etalare? Sau cum vă purtați și în public în general? 7 de cupe. 7 de cupe este o energie destul de confuză. Unii dintre voi, tocmai pentru că sunteți într-un prag special al acestei căsătorii eșuate, nefericite, vă simțiți oarecum confuzi. Poate că vedeți în jurul vostru multe opțiuni, dar nu știți pe care să o alegeți. Nu știți pe care să o alegeți. Pe de o parte, în cazul în care vă gândiți la o nouă dragoste, vă lăsați dus de visare, de fantezii, de iluzii. Fiți atenți pentru că trebuie să fiți în realitate. Aveți într-adevăr multe de rezolvat. Aveți multe de rezolvat. Deci vă este frică de judecată. Vă este frică în cazul în care renunțați la această căsătorie, unii dintre voi vă este frică că veți fi judecați, poate, de Dumnezeu, da? Pe de o parte, simțiți că Dumnezeu vă ajută să treceți prin această situație dificilă, poate chiar despărțirea o vedeți ca pe un dar divin, da? Și pe de altă parte, poate o frică mai veche sau se reactualizează periodic, aveți o teamă ca nu cumva să fiți judecați, că nu ați mers până la moarte cu această persoană, da? Pe de altă parte, vă este teamă, da, de o a doua șansă, vă este teamă că nu o să mai aveți o a doua șansă la o dragoste adevărată, pentru că vă doriți, este în sufletul vostru. Ce vă doriți? Da, evident, vă doriți o dragoste echilibrată, o relație. În inimă, da, aveți ideea sau idealul unei dragoste perfecte, divine, în inimă.
Dar ca și dorință mai pământeană este o relație echilibrată în care și unul și celălalt oferă și primește. Poate într-adevăr unul va da un pic mai mult, dar în principiu există balanța se poate reechilibra, nu e o diferență mare cum ar fi, să zic, patru de monede aici și unul în partea cealaltă. Nu este un dezechilibru atât de evident. Deci vă doriți în principiu o relație echilibrată, realistă, pentru că vorbim de monede, da? Poate are legătură cu luna iunie, poate are legătură cu cineva născut în zodia Balanței, mai mult sau mai puțin. Și într-un final, pentru februarie, aveți de-a face cu diavolul. Tentația. Probabil că veți fi rugat să vă împăcați. Poate. Sau poate această dragoste pe care o vedeți ca fiind ideală va apare într-o formă sau alta și să nu confundați diavolul cu dragostea aceasta. Poate va apare cineva că tot sunteți confuz, de-aia mare grijă. Mare grijă că sunteți cam nesigur și aveți așa multe opțiuni și nu știți ce să alegeți și riscați să alegeți tentația și nu dragostea adevărată. Mare grijă. Este posibil ca în cazul în care intrați în justiție să aveți probleme cu obligații, cu partajări, cu, eu știu, lucruri care vă țin energetic în această căsătorie nefericită. Vă țin, da? Ca în lanțuri. Nu vă simțiți, degeaba faceți divorțul, degeaba vă despărțiți, că nu vă simțiți liber. Deci mare grijă cum puneți problema. S-ar putea să nu mai fie partea a doua la săgetător. Încerc să vorbesc cât mai repede, pentru că sunt cărțile atât de simple și vine povestea de la sine. Nu trebuie multă știință în tarot ca să simți povestea. Ei, în inima lor, au nouă de spade. Își fac griji, da, poate fi un semn de aer, mai mult sau mai puțin. Gemeni, deja știți, gemeni, balanță sau vărsător, dar nu e obligatoriu. În inima lor își fac multe griji, adesea nefondate. Nouă deja este o stare de coșmar, de extenuare mentală, da? Și să nu uităm că asta este în inima lor. Cred că gândesc negativ și se pare că dacă au și gândit înainte negativ, se manifestă ca atare, da? Și manifestă în viața lor negativitate. Și dacă este așa cum zic, atunci cred că totuși e bine că vă despărțiți de această persoană. La ce se gândesc? La un cavaler de monede. Poate să fie un semn de pământ, taur, capricorn sau fecioară, dar cred că așteaptă oferta unei relații de lungă durată, stabilă, eventual, cum să zic, care oferă stabilitate financiară, nu doar emoțională. Cățelușul meu visează. Așa, dar această ofertă poate să vină foarte, foarte încet. Este posibil ca totuși ei să spere să se redreseze financiar, dar să fie totuși conștienți că această redresare financiară, vorbind de pentacle de monede, să vină foarte încet. Repet, acesta este cel mai încet cavaler. După cum vedeți, cavalerul calul aproape pare că stă. Nici nu se mișcă, dar atât de încet. E precaut, își calculează pașii, da? Dacă sunt ei, mentalul lor se gândește să se refacă financiar. E foarte frumos din partea lor că se gândesc mai pragmatic, mai realist, da? Dar e un proces de foarte lungă durată. Puteți fi dumneavoastră în poziția asta, da? Să nu uităm că puteți schimba pozițiile, da? Dacă se gândesc la cineva să vină să le ofere, eu știu ce, cadouri, ce casă, ce job, ce oferte stabile, vine foarte greu oferta. Încerc să vorbesc repede ca să termin într-o singură prezentare. 8 de spade. Este o persoană într-o colivie mentală din cauza acestor energii negative din suflet. Ei se manifestă ca atare, nu găsesc soluții să iasă. De ce le este frică? Le este frică că vor rămâne în frig, în iarnă și nu își vor putea plăti eventual dările la stat sau față de familie. Ce își doresc? Își doresc să se elibereze mental, să plece într-un loc mai cald sau să-și găsească echilibru, da? Să-și găsească echilibru financiar în altă parte, în alte condiții mai bune și într-un final, da, vor regreta.
Vor regreta. Aceasta e cartea regretelor. 5 de cupe. Este o carte emoțională, negativă. Vor regreta tot.